Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi o să fie un episod foarte, foarte special, pentru că pur și simplu fiecare episod pe care îl facem este unul special, așa că v-aș ruga să dați un mare like. Ieri a fost o zi foarte norocoasă și am văzut că foarte mulți ați comentat la videoclipul cu legendara cu Lava Hound. Știu că foarte mulți mi-ați spus că Lava Hound este bună. Păi asta am zis și eu în videoclip, pentru că este bună doar dacă știi să o folosești. Eu cum nu știam să o folosesc, asta e, o să învăț. Oricum eu, credeți-mă că habar n-am toate cărțile pe care le-am, adică sunt de-abia în arena nouă și un singur lucru vă zic cel mai sincer, eu nu mă uit la absolut nimeni. Foarte, foarte rar mă uit la alți youtuberi, dar sincer, la absolut nimeni nu mă uit la alți youtuberi care face Clash Royale. M-am uitat pur și simplu la început, înainte să mă apuc de Clash Royale, dar în momentul de față nu mă uit la niciun youtuber care face Clash Royale. Mă uit doar momentele cele mai tari, doar dacă le pică legendare sau ceva super, super tare. Dar așa să văd cărțile sau ceva de genul, nu am răbdare și nici nu mă uit la tutoriale sau ceva de genul. Așa că sper să înțelegeți lucrul ăsta și să dați un mare like la acest videoclip și bineînțeles pentru început o să trebuiască să deschidem crown chest-ul ăsta. Hai să vedem ce avem noi aici. Gemuri, skeletons, ice spirit, goblins. M-am speriat că e legendar ca de fiecare dată și muscheter. Ok, până acum totul e ok. Ăsta este deck-ul pe care eu îl am în momentul de față. Ce vroiam eu să fac era, fiți atenți. Avem 3094 până la 5000 XP, avem nevoie să upgradăm niște cărți de pe aici. Uite, pe Hog Rider i-aș da upgrade. Hai că-i dau. Măcar să mai creștem în XP. Am nevoie. 100 e ok. Ia să vedem pe cine să mai creștem noi așa ca să... Ia pe Dark Prince-ul ăsta. Ice Golem. Hai să facem și pe Ice Golem. Am văzut că e ok. Hai să-i dăm încă o dată. Bun. Aici e clona. Dar care e? Clone common level, clone rare level. Hai să-i dăm un upgrade. Să-i dăm un upgrade. Nu știu dacă se dau un upgrade sau nu. Chiar nu știu. Asta ce carte e? Ice Wizard-ul. Băi, eu acum am văzut ce legendare sunt astea. Asta e arena 10. Nu prea. Bă, e o carte foarte tare, îmi doresc tare mult bandita. Bă, îmi doresc extraordinar de mult bandita. Asta e Nightwitch. Mai Nightwitch, nu știu. Electro Wizard, dar vreau neapărat bandita. Asta e din arena 10, din câte cred. Cred că sigur e în arena 10. Așa, hai să dăm la Dark Prince-ul ăsta. Bă, știu că folosesc, dar vreau să cresc în XP mai mult, pentru că foarte mulți mi-ați recomandat să mai cresc acolo în XP. Ce mai avem nevoie? Hai să vedem. Bă, hai să-i dăm și la clonă. Știu că o să-mi ziceți acum, nu mai da upgrade la cărțile pe care nu le folosești, dar am nevoie să cresc acolo. Și tocmai de aceea. Guards. Nu știu, la ce să mai dau upgrade? La Barbarians? Hai să-i dăm la Barbarians. Ok. Mai pune 50. Avem 3400 XP. Ia să vedem la cine mai putem să mai dăm. Goblin. Băi, la goblin nu. Stai că mai știam eu la cine să mai dau. Asta e elixir. Eu nu am folosit niciodată în deck elixirul. Niciodată. Nu știu de ce, dar nu l-am folosit. Băi, la ăsta... Uite că ăsta nu i-am dat deloc niciun upgrade. Nici un upgrade. O să-i dăm de mai multe ori. Bun. Hai să-i mai dăm încă o dată. Încă o dată. Perfect. Acum mă gândesc dacă să jucăm la battle. Ia fiți atenți, numai puțin să vedeți. Mai avem 11 minute și trebuia să facem și crown chest-ul. Trebuia să mă apuc să filmez episodul ăsta mai târziu, pentru că așa apucam să facem crown chest-ul. Pentru că, uite, asta că mai avem un golden chest, mă, aici pe care... Trebuia să-l deschidem. Bun. Rocketul, Royal Giant-ul, Mini Pekka. Vreau să-mi spuneți în momentul ăsta dacă la voi v-a căzut vreodată legendara din Golden Chest. Nu știu dacă este posibil, dar la foarte mulți mi-a spus că gen din Free Chest și așa mai departe. Adică vă referiți la Golden Chest sau ceva de genul?
Ce spuneți? Așa că scrieți în momentul ăsta în comentarii, tare de tot, dacă v-a căzut. Bun, hai să dăm acum la un battle. Dăm un battle sau nu dăm battle? Ce spuneți? Dăm battle? Sau dăm un 2 versus 2? Hai să dăm battle. Bun. Bun, hai că am pus bine aici wizard-ul. Să mă duc cu prințul. Să-l pun în spate la ăsta pentru că o să-l împingă de la spate. Și mă duc și cu Royal Ghost-ul. Era bun un rage acum. Era bun, extraordinar de tare un rage. Mamă ce... Bă, ne-am dus destul de ok. Bun. Aaa, dacă... Măcar am dat damage cât de cât. Hai să punem balonul repede. Haide, 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 te rog nu da altceva, te rog nu da altceva. Ok, dăm un rage repede. Bum, i-am dat-o, e ok. Bine, bine. Ok, o să pun aici, ca să iau măcar... Vai de viața mea, Sparky, bă, băiatule. Ok, o să pun Royal Ghost-ul. Bun, încă una. Nu te cred că... Bă, băiatule. Mi-a distrus-o, mă, ești nebun? Băi, ce trebuie eu să fac acum? Doar să mă apăr. Atât. Deci, atât am nevoie. Am nevoie doar să mă apăr. Bun, e mort baby dragon-ul ăla. Aș ataca în partea asta măcar ca să nu mai atace în partea cealaltă. Ce spuneți? Are... Am impresia că are ăsta... Da. O să pun și Skeleton Army pentru că are... Skeleton Army, bun. O să pun Royal Ghost în partea asta. Nu vreau să atace. Bun, aia e. Hai, încă câteva secunde. Bravo, Royal Ghost-ul. Mamă, cât damage dă Royal Ghost-ul, ești nebun la cap. Încă 30 de secunde, hai. Rezistăm sau nu rezistăm? Hai că rezistăm. Ok, o să pun în partea asta. Ah, ok, nu știu dacă mai am șanse să pun în partea asta. Ok, punem așa. Și punem repede aici ca să nu ne doboare. O să pun în partea asta. Haide! Nu lăsa! Bine, 10, 9, 8, 7, 6. Hai că e meci câștigat. Hai că e meci câștigat. Nu, nu, bă! 2. Meci câștigat, băieții. Aia e bine. Bine, bine. Bă, nu credeți. Cu deck-ul ăsta am foarte mari șanse să câștig. Ia să vedem aici. Perfect. Avem 2714 trofee. Băi, o singură chestie am vreau să vă zic. Stai că aici mai trebuia să mai cumpăr ceva. Băi, rocket-ul. Nu, o să vreau să mai facem un felul următor. Vreau să mai cresc în XP neapărat. Vreau să mai dăm. Hai și dăm și la goblins. Ok. Mai avem 6000, nu știu la cine să mai pun. Ia să vedem. La muschete, ăștia din câte am văzut, ia. Nu știu cât. Bun. Hai să dăm la astea, la Goblin Gang. Ia să dăm încă un upgrade. Am văzut că pune câte un goblin în plus. Bum. Bun. Mamă, cât upgrade-i dau la ăsta, ești nebun la cap. Câți goblini am pus? 5 plus 1, deci acum 6. Wow. Hai încă unul. 7. Deci 7 goblini acum. Mamă, dacă l-aș pune pe ăsta în... Deci ar fi ceva, nu?
L-aș pune? Ok, hai să mai punem, chiar de ne consumăm tot goldul. Hai să punem și la Barbarians. Bun. La cine să mai punem? Mai avem. Hai la Knight. Knight. Bun. Nu mai avem din asta. Hai să punem și la Archers. Și cam asta a fost, nu? Cred că cam asta a fost. Nu, cred că mai avem la cine să mai punem. Pentru că mai avem 900. Uite, la Mega Minion. Hai, ce mai avem? Ce mai avem? Bun. Perfect. Bun. Cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un mare like și distribuiți acest video mai departe. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari legendari. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!